Vicepremier, pentru că ieri ați avut o intervenție după ședința guvernului. S-a aprobat un buget cât se poate de așteptat de toți românii, fie că vorbim de șoferi, fie că vorbim de cei care vor să schimbe câte ceva prin casă. Mă ne referim aici la bugetul administrației fondului de mediu. Avem noutăți în ceea ce privește programul Rabla, pe care îl așteptăm săptămâna viitoare să îl lansați. Și de la această discuție de Rabla o să trecem pe urmă la RCA și propunerile care vin de la Consiliul Concurenței și ușor, ușor o să ajungem și în zona de taxare și în zona de investigații pe care în momentul de față le derulează cei de la Consiliul Concurenței. Ca să putem să facem un preambul a prezentării proiectelor care se vor derula pe banii Fondului de Mediu, o să vă spun că astăzi este 30 martie și este ora Pământului. Din 2007 până astăzi, în fiecare an numărul țărilor care în interval orar 20-30, 21-30 au închis lumina, s-au mărit. Anul trecut am atins o țintă de 180 de țări. De aceea, cu ocazia aceasta, aș dori pe toți românii, toate instituțiile statului, așa cum o facem și noi, în perioada orară 20-30, 21-30, să închidă lumina și în sensul acesta să facem o economie și să arătăm tuturor că putem. De ce? O poluare extrem de mare atunci când becurile sunt aprinse foarte multe, să facem la fel o diminuare a consumului de energie electrică trăgând din priză un televizor sau un echipament electrocasnic și atunci o să vă spun așa, că vom resimți că într-adevăr efectele schimbărilor climatice vor fi altele și că într-adevăr proiectele Fondului de Mediu care sunt cu exclusivitate adresate protecției mediului, sunt făcute și în sensul în care trebuie să avem foarte mare grijă de ce se întâmplă cu scăderea gradului de ozon, ce se întâmplă cu schimbările climatice și ce se întâmplă, de fapt, cu nivelul de poluare provenit fie de la gazele cu efect de seră, fie, bineînțeles, de la emisiile de CO2. Și o să spun așa, cu părere de rău, îmi cer scuze în fața românilor că nu am putut să aprobăm bugetul AFM-ului așa cum l-am făcut anul trecut la începutul lunii februarie și factorii nu au ținut de guvernul PSD-ALDE și nici de Ministerul Mediului, ci a fost așa să zicem un ping-pong în defavoarea românilor. Da, România așteaptă foarte mult proiectele derulate pe fondul de mediu și așa cum am spus și ieri, vă voi spune și astăzi și o să facem și lansarea propriu-zisă a celei de-a 15-a ediție a programului Rabla Classic, care, după cum știți, este și cel mai longeviv program guvernamental și de data aceasta avem prinși în bugetul de venituri și cheltuieli a administrației fondului de mediu suma de 320 de milioane de lei, care este echivalentul a 35.000 de prime de casare. Asta înseamnă că 35.000 de români vor putea să-și achiziționeze o mașină nouă, o mașină nepoluantă, o mașină care să poată să asigure și în trafic siguranța cetățeanului. În același timp avem 93 de milioane de lei pentru programul Rabla Classic, care a avut o evoluție spectaculoasă, Rabla mai ales în momentul referiți. Rabla Plus, acela prin care Guvernul României prin Ministerul Mediului a acordat cetățeanului care dorește să-și cumpere o mașină 100% electrică un voucher de 10.000 de euro. Este voucherul cel mai mare acordat de către un guvern din interiorul statelor membre sau din o altă țară din lume. Și poate e bine să reamintim, că vă întrerup, românilor, că recent s-a mai aprobat un program care a fost inițiat de cei de la Ministerul Finanțelor. Mă refer aici la programul Prima Mașină, care nu mai este chiar prima mașină, poate fi și a doua, da, și a treia dar mașină. Lucrurile se coroborează, pentru că interesul Rabla nostru al tuturor este să reînnoim parcul auto. Și nu numai din punct de vedere al mediului, ci și din punct de vedere a circulației pe drumurile publice. Și prima casă, prima mașină, similar ca și prima casă, înseamnă un program de dezvoltare extrem de important și un beneficiu foarte bun pentru români este că vor putea să folosească
acea primă de casară de 6.500 de lei pentru a se duce să o depună garanție la bancă în sensul de a-și cumpăra o mașină nouă. Sunt foarte multe lucruri care au fost corectate la programul Prima Mașină și este suplimentar programului Rabla Classic sau Rabla Plus și trebuie să mai spunem un lucru. Că dacă la ora actuală, în 2019, am reușit să suplimentăm în fiecare an bugetul AFM-ului, astfel încât numărul de prime de casare să ajungă cum a ajuns în 2018 la 50.000 de prime de casare, este că facem eforturi extrem de mari, iar guvernul PSD-ALDE într-adevăr demonstrează că este un guvern responsabil și un lucru extrem de important este că nu putem să punem pe piață programe de dezvoltare pentru a achiziționa mașini 100% electrice sau hibrid plug-in sau hibrid, fără a asigura în schimb și stațiile de reîncărcare, dovadă că avem și anul acesta, prinși în bugetul AFM-ului, bani atât pentru municipiile reședință de județ care pot să vină să-și depună și au putut, de fapt, până ieri, să vină să-și depună dosarele care să fie eligibile la fondul de mediu pentru a monta aceste stații reîncărcare, urmând ca în perioada următoare și cu ajutorul colegilor de la Consiliul Concurenței să scoatem schema de ajutor de stat pentru montarea acestor stații de reîncărcare pe drumurile publice. Când deci, coruborăm lucrurile acestea. Clară pentru Rabla Maiam. Când estimați că ați putea să lansați această schemă? Deci, schema pentru municipiile reședință de județ a fost lansată anul trecut. Dosarele municipiilor au putut să fie depuse conform ghidului de finanțare până pe 31 martie. Rămâne în perioada următoare să putem să le analizăm și în momentul în care dosarele sunt eligibile, vom posta pe site-ul AFM-ului și site-ul Ministerului exact municipiile reședință de județ care vor putea să primească bani de la fondul de mediu în vederea montării acestor stații de reîncărcare. O clarificare ca să închem.